Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Talk V1, sunt Laurențiu Botin. Avem foarte multe lucruri de comentat în următoarele două ore, de aceea vreau să rămâneți alături de noi. Nu de alta, dar veți vedea cum sunt cusute cu ața albă anumite acțiuni în România. Începem cu știrea de ultimă oră, care cutremură, ia știrea, bineînțeles, opinia publică. BNA dă o lovitură extrem de dură PNL-ului chiar înainte de congresul partidului. Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, și Nicolae Robu, primarul Timișoarei, au fost chemați în această dimineață la DNA. Cei doi sunt suspecți în două dosare de corupție. În fața procurorilor a mai fost chemat și fostul ministru al culturii, Teodor Paleologu. Acesta a dat explicații în legătură cu campania electorală pentru localele din 2012. Știți de ce e vorba? Păi vă întrebăm de dumneavoastră. Așa. Acum 9 ani primarul de la Jilava, care și-a schimbat, celebru primar de la Jilava, care și-a schimbat buletinul după ce a ieșit primar pe București, și știți că dacă schimbi buletinul după localitatea care e candidat, îți pierzi mandatul de primar. Vezi, doamne, că s-a dus la prefect și am vorbit cu prefectul să, că el își face buletinul înapoi imediat, să nu-l demită, și l-a șantajat pentru asta. Cine a făcut? Adică că ați fi intervenit dumneavoastră pe lângă? Nu, că... Păi... N-am văzut chestia asta, să o chem avocații, să uite pe chestia. Că l-am șantajat după aia, eu. Da? Ca pe primar? Ca să nu spun că și-a schimbat buletinul pentru două zile. Ce ați obținut prin șantaj? Mi-a plătit o excursie, nu știu unde. Marian Petrache a dat explicații în fața procurorilor anticorupție într-un dosar în care este acuzat de șantaj și luare de mită. Este vizată perioada 2007-2008, când Petrache era secretar de stat în Ministerul de Interne. Potrivit anchetatorilor, liberalul ar fi primit 2800 de euro de la primarul din Jilava, Adrian Mladin. Marian Petrache nu este singurul liberal care a mers în fața procurorilor anticorupție. Și fostul ministru al culturii, Teodor Paleologu, a fost audiat la DNA pentru campania sa electorală din 2012 de la primăria sectorului 1. Am fost invitat în calitate de martor într-o chestiune în care nu am informații, și anume finanțarea campaniei de la locale din 2012. Finanțarea cui sau la modul? Nu, e vorba de campania mea la sectorul 1 pentru primărie. Ceea ce înseamnă că sunteți suspect? Nu, în niciun caz, nu. Am spus că nu am avut niciun fel de tangență cu finanțarea campaniei, nici nu știu bine cine a fost mandatarul financiar, și asta e tot. Eu niciodată, în afară de campania mea din 2016, de anul trecut, în care am semnat personal toate ordinele de plată, nu e o chestiune în care m-am implicat, niciodată. Și edilul Timișoarei, Nicolae Robu, a ajuns la sediul DNA din București. Potrivit unor surse, Robu este anchetat într-un dosar ce vizează retrocedările ilegale de case din Timișoara. Primar, nu știu să vă spun nimic, dar vă garantez că n-am nicio treabă cu corupția. Asta vă pot garanta. Vă spun după ce. Nu știu despre ce-i vorba, nu mi-au spus. Nu știu nimic, am primit telefonic. Haideți, vă rog, întâzi, că e jumate. Vă spun, n-am emoții pentru că n-am nicio legătură cu corupția, nici cu traficul de influență. În același dosar a dat explicații și fostul primar Gheorghe Ciuhandu. Am fost chemat aici și mi s-a spus că sunt suspect într-un dosar care vizează niște vânzări de locuințe în perioada când am fost primar. Eu le-am explicat că toate acele acte au avut viză juridică și viză de oportunitate din partea serviciilor de specialitate. Reproșul e clasic, abuz de servici. Deci știți că asta e boala națională. Bun, am revenit, a venit și un comunicat proaspăt, fresh, de la Direcția Națională Anticorupție. Niște băieți sunt urmăriți penal de-a dreptul. E vorba de Ciuhandu Gheorghe Coriolan, fost primar al municipiului Timișoara, Robu Nicolae, primar al municipiului Timișoara, Staia Martin, fost director în primăria Timișoara. Aceștia sunt pentru infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul în formă continuată. De asemenea, în comunicatul DNA mai sunt trecuți Dan Diaconu, viceprimar al municipiului Timișoara, Stoia Traian Constantin, fost viceprimar, pentru infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, zice DNA-ul, și o să citim ceva mai târziu din comunicat.
comunicat. Dați-mi voie să vă prezint invitații. Le salutăm pe doamnele Violeta Vijulie de la PNL. Bun găsit, doamnă! Bine v-am găsit! Doamna Dana Varga de la ALDE. Bun găsit, doamnă! Și avem doi domni aici, Lucian Iliescu, secretar executiv PMP. Bun găsit, domnule Iliescu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și în cele din urmă, domnul Cosmin Bolosin, avocat. Bun găsit, domnule avocat! Așadar, iată, nu știu, să zicem că ne facem că nu înțelegem. De ce Marian Petrache, de ce paleologul, iată acum Robu și Ciuhandu sunt chemați la DNA. Haideți să o luăm pe rând cu cea mai nouă știre, cea de la Timișoara, clanul Cârpaci, cel care a pus mâna pe foarte multe clădiri prin diferite metode. Bossul clanului Cârpaci, din câte știu eu, este ascuns acum la Mititica și probabil că a făcut un denunț nenea Cârpaciu, n-a făcut domnul Bolosin? Nu. Hai că stai din zona acolo. Timișoara și cunosc destul de bine, să spun așa, situația din Timișoara. Ionelaș Cârpaci, care se considera că ar fi bossul acestui clan, este condamnat printr-o decizie definitivă în altă curs de casație la o pedeapsă de aproape 7 ani de închisoare cu executare, dar el de bună perioadă de timp stă ascuns prin Germania. Ordinarii judiciare din România știu acest lucru și fac toate demersurile necesare pentru a-l trimite înapoi din Germania în România. Dar observați că din Germania, și am avut clienți personal care am apărat și sunt în Germania, se extradează mult mai greu în România, din păcate. Haideți să vorbim de acest dosar care va fi cu siguranță răsunător. Acest primar, sincer, eu rămân uimit. Nu am avut această impresia că domnul Robu ar putea să facă ceva ce a intrat sub ilicitul penal. Pentru Timișoara acest primar a făcut foarte multe, dar în schimb a făcut și un mare rău Timișoarei. Dacă veți merge atât în Timișoara, veți observa o semaforizare nebună. Niciun oraș din lumea aceasta, am fost în sute de orașe din întreaga Europa și de pe continent, n-am întâlnit ce este în Timișoara. Deci semaforizare din 10 în 10 metri, ca să ajungi din centrul de la tribuna Vădăinului prin calea Șagului, faci 20-25 de minute pe distanță de 3-4 km. Deci aceea e o aberație. Acolo a trebuit DNA-ul, din punctul meu de vedere, să verifice de unde au venit banii pentru aceste semaforizări, cine a fost la citație la aceste semaforizări. Dar cu siguranță domnul Robu beneficia de acea prezumție de nevinovăție de care beneficiază toți inculpați în dosar penal. Se fac acte de urmărire penală, am înțeles că urmărirea a fost începută în REM și acum în persoană, fiind suspect în acest dosar atât dumnealui cât și, deci vreau să vă fac niște precizări esențiale, fostul viceprimar și actualul viceprimar. Păi am citit, sunt în comunicatul DNA. Fostul primar Gheorghe Ciuhandru și mai mult decât atât, aici este interesant, și noastră cred că știți, viceprimar al Timișoarei a fost și fostul actualul prim-ministru al României. Sorin Grindeanu a fost aproape 4 ani de zile viceprimarul Timișoarei. Pe vremea domnului Ciuhandru? Pe vremea domnului Robu. Pe vremea domnului Robu. Dacă ați observat la instalarea lui Sorin Grindeanu, domnul Robu îl și lăuda pe Sorin Grindeanu pentru, să spun așa, caracterul lui impresionant, pentru decența de care are dovadă și pentru faptul că ar fi un om vertical din toate punctele de vedere. Acum vom observa dacă urmărirea penală va duce și către domnul Sorin Grindeanu. Vorbim de fapte de abuz în serviciu. Vedeți, tocmai de aceea noi am discutat de incriminarea abuzului în serviciu și de dezincriminare. Clar că abuzul în serviciu în acest dosar este săvârșit prin încălcarea unor legi, fiindcă în conform deciziei Curții Constituționale, mai nou, doar dacă încalci o lege, mă rog, o ordonanță de urgență sau o ordonanță de guvern, poți să fii acuzat de această infracțiune de abuz în serviciu. Este o chestiune, să spun așa, pur teoretică, dar fac precizarea, în Timișoara, și bine spune opinia publică, majoritatea spațiilor, locurilor publice, fiindcă vorbim de o stradă care este arhi-cunoscută în Timișoara și arhi-centrală, C de Loga, la acea stradă face referire, cred că și opinia publică, este plină de case luate de clanul Cârpaci și de alte clanuri din Timișoara. Se punea în discuție legea 112, fiindcă de acolo pleacă tot... Stai un pic, poți să citesc din comunicatul DNA ca să lămurim pe toată lumea? Zice așa, în perioada 1996-2015, mai mulți funcționari publici din cadrul primăriei municipiului Timișoara, precum și alte persoane, și-au încălcat atribuțiile legii 112/1995 și au deposedat statul român de 967 de imobile, majoritatea aflate în centrul vechi al orașului, producând un prejudiciu estimat la 40 de milioane de euro în dauna statului. Contextul desfășurării activităților infracționale este următorul. În luna ianuarie 1996 a intrat legea în vigoare, legea 112/1995, pentru reglementarea situației imobililor cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului în perioada regimului comunist. Această lege le dădea drept foștilor proprietari și moștenitorilor să-și redobândească imobilele confiscate în mod abuziv de regimul comunist. Da? Totodată legea a dat dreptul chiriașilor să cumpere imobilele în care locuiau, dar numai acelor chiriași care dovedeau că la data intrării în vigoare aveau contracte de închiriere a acelor imobile și le ocupau la acea dată.
Cu toate acestea, funcționarii publici din cadrul primăriei Timișoara au încheiat sute de contracte de vânzare-cumpărare cu persoane influente în municipiul Timișoara, care nu au avut calitatea de chiriaș la data intrării în vigoare a legii și care, prin urmare, nu aveau niciun drept să dobândească aceste imobile. Mai am puțin și termin. Funcționarii din cadrul primăriei Timișoara au vândut în mod fraudulos imobilele persoanelor în cauză la prețuri modice, stabilită în baza legii 112/1995, deși cunoșteau că respectivele dispoziții nu aveau nicio aplicabilitate în privința acestor persoane. Prejudiciul total cu referire la depozitarea statului de cele 967 de imobile este estimat la aproximativ 40 de milioane de euro. Suspecților Ciuhandu Gheorghe Coriolean, Robu Nicolae Stoia, Traian Staia Martin și Diaconu Dan li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală conform cu prevederile articolului 307 de procedură penală, zice DNA-ul. Acum, tot DNA-ul zice că se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane, e aici interesant, care la data faptelor erau funcționari în cadrul primăriei Timișoara. Eu către prim-ministru Grindeanu. Nu putem face o afirmație că este sau nu, nu putem spune acest lucru, organele urmăriei penale cred că știu mai bine. Eu am spus doar că domnul Grindeanu, Grindeanu a fost un număr însemnat de ani și un număr destul de lung de timp, viceprimarul Timișoarei, pe perioada mandatului domnului Robu. Vreau să fac o precizare ca să invitați noastră să poată să discute pe acest subiect. Legea 112, așa cum a fost ea și cum a intrat în vigoare, cred că a fost greșit înțeleasă. În cadrul legii 112, și de aceea fac referire distinct și domn procuror DNA, trebuia să fii chiriaș în momentul în care puteai să cumperi o casă. Trebuia să te acumperi de 5 ani, ca în termenul acela de 5 ani să nu fie revendicată casa de absolut nimeni. Din păcate, și din ce observ eu, chiar persoane care nu erau chiriași în momentul în care a intrat legea în vigoare, au cumpărat aceste case. Deci este problema? Erai sau nu chiriaș? A trecut un număr de 5 ani de zile ca să poți să cumperi prin legea 112 acea casă? Sau ai intrat în posesia acestei case în mod ilegal, cum legea a fost interpretată greșit, am înțeles, de către cei de la primărie? Cu siguranță că cei de la primărie beneficiază de acea prezumție de nevinovăție care se pot bucura, clar, spune Constituția și Codul de Procedură Penală. Dar este un lucru esențial și indubitabil în acest dosar. Vorbim de un prejudiciu fabulos, vorbim de un prejudiciu destul de mare și vorbim de niște oameni care au funcții destul de înalte în municipiul Timișoara. Să las două întrebări firești aici și hai să introducem pe toată lumea în discuție. Doamnelor, domnul Iliescu, problemele cu clanul Cărpași sunt rulate pe televiziuni nu de un an, de 15 ani, de 20 de ani se tot vorbește despre clanul Cărpași care a pus mâna pe toate clădirile Timișoare, clădiri de patrimoniu, până și de spitale, dacă țineți minte, au fost scandaluri, da? Măi, până atunci, cum să vă spun, chiar a fost nevoie de 20 de ani ca PNA-ul și mai apoi DNA-ul să încerce să vadă dacă cumva cei din clanul Cărpași au avut complici prin primărie? Deci, asta e întrebarea la care vreau să-mi răspundă cineva. Cu vorba colegului de platou, numai avocat, să reîmprospătăm puțin memoria telespectatorilor. În ultimii, cred că 10 ani de zile, pe acea stradă din Timișoara, un bulevard principal, nu? La evenimentele pe care le făceau acest clan de rom, nu? Da. Cărpași, noi am putut vedea toată colecția de mașini, ultimul model care există în lume. Nunțile lor, cântăreții care exact aveau. Deci asta e așa ca și fotografie. Acum, eu stau să mă gândesc că oamenii ăștia nu puteau să dobândească tot ce au dobândit ei în Timișoara în baza legilor 112, în legii 112, dacă nu aveau protecție. Asta este clar. El amintea cocoșului, domnule. El amintea cocoșului, că au avut o protecție. Departe. De ce cocoșul acum, doarme în pantaloni pe lângă 20 protecția, de ani și se trezește acum? Pe lângă protecția pe care au avut-o în interiorul primăriei municipiului Timișoara, e clar că au avut o altfel de protecție undeva de la un nivel mai mare. Aici a trebuit văzut. A, de ce nu s-a făcut nimic până acum? Păi da, ce este singurul domeniu unde nu s-a făcut nimic în România și ne-am trezit în 2017 sau 2016-2017 că am inventat noi apa și săpunul de acum 15 ani sau 10 ani de zile? Acum vedeți dumneavoastră, eu vreau să vă spun și este foarte bine că probabil că și Direcția Națională Anticorupție este foarte bine că aduce în relief sau în rândul opiniei publice unele subiecte. Dar eu cred că va trebui ca puțin, pe zi ce trece, să nu ne gândim numai. Noi ne gândim tot timpul numai la trecut, dar la prezent și viitor prea puțin. Discutăm 90% în timpul alocat oricăror dezbateri de trecut, dar de prezent și de viitor
foarte puțin. Și să știți că asta e o problemă. Și dacă o să urmăriți dumneavoastră, și în unele instituții publice la ora asta s-au numit oameni, care oamenii în loc să gândească la viitor, să gândesc numai la trecut. O să vă dau două elemente de discuție din prezent și viitor. Elementul din discuție din prezent este acesta. Da? Dai în cap și eu în tine. A ieșit toată acea nebunie cu procurorul Negulescu. DNA se face că lucrează. În ultimele trei zile au chemat la audieri și acum sunt în calitate de suspect tot felul de mărimi, de la miniștri din guvernul Grindeanu, la foști baron local, mă refer la Nicușor Constantinescu, și acum aflăm că fruntașii liberali, Petrache, Paleologu, Ciuhandu și nu numai, sunt suspecți la DNA. Niște dosare care trenează de foarte mult timp. Asta este data din prezent, da? Și ne gândim la viitor, acum, da? Cât de curând Partidul Național Liberal va trebui să-și aleagă un șef, da? Un partid din opoziție, un partid istoric, da? Luna ce iunie. Se întâmplă? Ce se întâmplă în momentul de față? Și vreau să vă să discutăm și am ceva pregătit pentru dumneavoastră care o să vă surprindă. Dar până atunci, doamna Vijulie, e un atac la PNL să încearcă ceva vis-a-vis de Partidul Național Liberal? Eu nu pot să... Petrache Robu. Da, Petrache Robu, pentru că trebuie să precizăm pentru telespectator, domnul Paleologu nu mai este membru al Partidului Național Liberal și a dat demisia candidat independent, iar domnul Ciuhandu n-a fost niciodată, a fost din partidul PNCCD. Acum... Din partea PNL a candidat la primăria Timișoarei. A fost susținut. A fost, eu l-am votat pe domnul Ofir Cutărie și a fost membru PNL pe sigla, deci, dați-mi voie să vă spun. Membru PNL. La, ideea asta cu tot respectul, la legile locale, domnul Robu a fost din partea PNL-ului. Deci nu mă interesează dacă domnul Ciuhandru, domnul Ciuhandru tot a aderat și la PNL în acea vreme. Toată lumea știa. Până la urmă. Până la urmă. Domnul Petrache a avut o prestație impecabilă în poziția de președinte al Consiliului Județean Ilfov și în mandatul trecut și la acest mandat. Fapta pentru care este acuzat acum s-a întâmplat acum 9 ani de zile. Eu îi acord dânsului prezumția de nevinovăție și îl respect pentru decizia de a demisiona din toate funcțiile pe care le are în Partidul Național Liberal. Vă faceți că nu înțelegeți întrebarea? V-am spus, eu vă fac din nou un desen. Da, mi-ați spus dacă e un atac la PNL. Iată că totuși dintre cei patru care sunt pe tapet astăzi la DNA, doar doi sunt membri marcanți ai PNL, deci nu pot să spun chestia asta. Pe de altă parte, zilele trecute am văzut membri marcanți ai PSD pe la DNA, deci nu este un pattern care să ne spună foarte clar că este un atac la PNL. Puteam să zicem zilele trecute că e un atac la PSD. Deci hai să vedem ce se întâmplă, nu știm foarte multe. Nu, am vorbit de două lucruri. Prezentul, DNA-ul. Începe iar cu zângăritul de cătușe pe principiu, v-ați dat la noi, ne facem că lucrăm. Da? Și al doilea lucru, apropiatul congres al PNL poate rupe niște capete și pune pe cineva. Hai că nu suntem de pe centură să nu ne dăm seama. Avem și, casele alea, unele din multele case pe care clanul Cârfoace a pus mâna într-un fel sau altul. Doamna Varga, cum e cu clanul ăsta, cu clanurile astea țigănești care pun mâna pe X sau pe Y, cum procedează? Haideți un pic să începem cu începutul. E și domnul avocat și cred că dânsul poate să-mi confirme sau să nu să ne confirme, să ne contrazicem pe subiect. Orice faptă, orice infracționalitate nu cred că trebuie să aibă în spate o etnie, în primul rând. Infractorul, de orice fel, cum e și cazul Cârpaci, nu trebuie să îi punem eticheta de rom sau țigan, cum spuneți dumneavoastră. Păi i-am spus eu ceva? Păi nu, că clanurile și palatele păi vorbim țigănești. De un clan țigănesc care se numește Cârpaci și care a nu pus mâna pe 900 și ceva de imobil. Vă rog eu pentru opinia publică. Eu cred bine, că foarte... Căpetenia lui având 8 clase. Că nu trebuie să scoatem în evidență faptul că e de etnie romă înainte de a... Familia de etnie necunoscută, Cârpaci. E cum a reușit Cârpaci. Să pună, doamnă, mâna? E cetățean român. A reușit să pună mâna. Și ceva de case. După 20 de ani, am înțeles și din comunicatul DNA-ului, din 96 până în 2015, a fost în continuu o anchetă care de-abia astăzi am rămas și eu surprinsă să găsim... În câți ani? 21 de ani? Păi
19 ani? Haideți să vă dăm 2015, 21 de ani. Haideți. E clar că undeva există o legătură strânsă. Cer pe dânsa acum imediat. E clar că undeva a existat o legătură strânsă de continuitate. Ca drept dovadă, Ionelaș Cârpaci e condamnat. Cetățean român. E cetățean român. Dublă cetățenie anul acum. Înainte de a fi țigan, haideți să nu dăm etichetă pe infracționalitate. Eu asta vreau să vă rog. Vreau să vă spun infractorul de orice fel e infractor. Nu trebuie să aibă o etichetă de etnie. De acord cu dumneavoastră. Știți de ce? Eu pentru că eu fac parte din etnia romă și nu vreau ca toți romii să fie catalogați întotdeauna. Primul rând e romul, eticheta de etnie și de aia e infractor. Nu. Infractorul nu are o etichetă de etnie în spate. Infractor și plătește în fața instanțelor ca orice cetățean în mod legal. Hai să vorbim formă, dar hai să mergem pe fapte acum. Domnul Botin, vă spun eu și vă explic exact, fiindcă cunosc întreg, să spun așa, eșafodaj lucrurile din Timișoara. Am clienți care nenumărați se plâng și se plâng de ce. Dar nu Cârpaș cumpără, vă spun care era metoda. Cumpăra un apartament dintr-o casă, da? Nu cunosc metoda. Haideți că vă spun eu ca să știți. Și presa, nenumărate site-uri din Timișoara au evidențiat și, mă rog, au adus opinie publică în cunoștință ceea ce s-a întâmplat. Da, dar au trecut 21 de ani până s-a ajuns la un condamnare. Au fost bătut ziariști. Ați avut un coleg la B1 TV care a fost lovit și amenințat în propria redacție. A fost bătut o avocată din Timișoara de către acest clan. A fost bătut nenumărate persoane. Din păcate, nimeni nu a fost trimis în judecată. Eu nu-i apăr, domn avocat. Nu, eu vă spun ceea ce este. Poate nu știți ce întâmplă în Timișoara și eu vreau să vă spun. Nu, dar spuneți-mi dumneavoastră și răspundeți-mi. Sunteți din Timișoara. Sunt cetățeni de etnie romă care știu să conviețuiască cu majoritatea. Să-și plătească și obligațiile în afară de acest. Dar știți ce interesant? Dacă în această, doamnă Varga, dacă în toată această... Știți ce este interesant, domnul avocat? Dacă în toată această perioadă, să spunem din anul 2005, da? Da. Sau 96. 96. Dacă au existat în 97, 98 și până în 2015 informări ale instituțiilor statului și dacă cineva a ținut cont de ele și de ce a trebuit să așteptăm astăzi să se întâmple ceva în partea Direcției Naționale Anticorupției. Asta este o problemă. Asta este o problemă. Cu 7 ani. Astăzi, domnii de la PNL sunt chemați la DNA. Un om, totuși, indiferent de vorba dumneavoastră, indiferent de etnie, un om care are 8 clase, un om care are 8 clase, doamnă, haideți să fim serioși. Nu putea omul ăsta să fie... Nu putea omul ăsta să dobândească ce a dobândit, să sfideze în prezența la toate petrecerile lor o nație întreagă cu desfășurarea de mașini și cu tot luxul și cu toate figurile de acolo, dacă nu era sprijinit. Dacă nu era sprijinit. Nu comentez nici faptele, nu comentez faptul că sunt catalogați ca și clan, eticheta de clan. Eu am spus de mie. Haideți să nu mai punem etnia la orice infracționalitate. Cetățenii români din clanul Cârpaci, din marea familie Cârpaci, da? Asta întreb și eu. Băi, ăștia fac chestia asta de 21 de ani, da? S-a tot vorbit. Da, domnul Bălășin, da, da, asta am vrut să vă explic, dar nu m-am lăsat. Că băi, da, vreau să vă întreb eu ceva. În data de 17 februarie, anul 2017, după 22 de ani, 21 de ani de acum, mă... Acum s-a brodit, DNA-ul lucrează. Dosarul ăsta e un dosar vechi. Dosarul ăsta e un dosar vechi. Credeți-mă, este un dosar vechi din câte știu eu. S-au făcut nenumărate plângeri, sute, zeci de plângeri referitor la aceste aspecte. Și dacă mă lăsați, vă și explicam. Dar nu, vreau să vă întreb ceva. E regulă. Se va dovedi sau s-a dovedit că aceste case au fost dobândite prin fals, da? Probabil. Nu ne putem pronunța sau noi, nu ne putem pronunța noi. Dar ce infracțiuni, dacă vreau de fals, sunt și prescrise. Ce se va întâmpla? Că până la urmă noi vorbim de anticorupție, vorbim de aducerea prejudiciului la bugetul de stat sau la bugetele locale, dacă au existat. Ce se va întâmpla strict în speța asta cu tot bulevardul ăla luat de această familie? Deci aici asta sunt... Că probabil ei l-au revândut. Le-au revândut. La rândul lor, alții l-au revândut. Deci, care au lucrat. Deschidem o cutie a Pandorei, în regulă. E vorba de complicitatea unor funcționari publici, unor funcționari publici care, din care se pare că au fost... Încurajat? Vorbim de 90 de case, totuși. Haideți că chiar 900. 900. Aproape 1000 de case. Păi dacă nu era Ionel,
Cârpaci sau Ionelaș sau... Era Marian Cârpaci. Era Marian sau Floricica. Haideți-vă! Era cineva. 67 de case, doamne. Și atunci, știți cum e? Da, cred că nu scoate cu un bulevard. Aici e cutia Pandorei. Domnul Botânge. Nu numai ei sunt de vină, cei care au cumpărat sunt cei care au dat. Eu am înțeles. Nu vreau să mă amestec într-o achetă de nivelite naționale anticorupție. Mi se, chiar nu-mi pasă, ca să nu spun altceva, că e un clanul Cărpaș sau clanul Bolosin sau clanul Iliescu, da? Corect. Pe mine mă interesează așa, că vreau să știu... A fost numit clanul Băsescu cu fratele... Vreau să știu foarte clar, să-mi explice și mie cineva, de ce după 22 de ani, de când se știe și fiecare zi, cred că scrie presa din Timișoara, toată ziua, și este preluată de presa națională, mă, acum, în contextul ăsta, după ce DNA a fost terfelită, dată cu capul de pereți, că uite ce fac procurorii tăi, că uite ce faceți arestări abuzive și în contextul dezincriminării la unele instanțe singulare, cum spunea doamna Chioveși, abuzul unui serviciu, mâine tam-ne-sam, ca să dăm două dintr-o lovitură, ca în cruitorașul cel viteaz, niște lideri importanți din PNL... Hop, sunt chemați în dosarul clanului Cărpaci. Aici vreau să păi, aici spuneți-mi și mie. Eu nu vreau să cred că DNA-ul vrea să îngenuncheze PNL-ul înainte de congres. Nu? Eu vreau să cred că DNA-ul își face treaba în continuare pentru că suntem într-un stat de drept. Sunteți și... ironic acum sau vorbim? Nu, serios? Dar nu vreau să cred că PNL-ul trebuie să fie ghiocel în fața DNA-ului. Cu toate că prezumția de nevinovăție... Dar trebuie spus că Marian Petrache nu cred că are nicio legătură cu acest subiect. Nu, vorbesc de contextul de general. Context. Eu acord prezumția de nevinovăție și domnului primar Robu, că am fost colegi în PNL, și domnului Marian Petrache. Răspunde și mie cineva la întrebare. Eu vă răspund dacă mă lăsați. Dacă nu mă duc pe cineva, vă răspund. Spuneți și mie, cum e cu timingul ăsta după 21 de ani? Haideți să plecăm de la o chestiune pe care poate știți dumneavoastră, colegi de platou, nu știu, și opinia publică nu știe. De nenumărator în ziarele din Timișoara apare, să spun așa, articole prin modul în care clanul Cârpaci ia un apartament pe străzile Loga, pe străzile Eminescu, pe străzile obicei centrale de lângă intercontinentalul din Timișoara. Dumnealor cumpără, să spun așa, într-o casă, într-o vilă veche, că majoritatea în acea zonă sunt vile veche. Asta le place, vilele vechi de 1900. Cumpără un apartament, da? După care încep să întâmple probleme. Cine nu vrea să vândă apartament în acea casă, se trezesc cu inundații, se trezesc cu o mâță moartă în fața casei, se trezesc cu fel de, așa să spun... chestiuni care nu le suport ca opțiune. Dar sunt tolerate de autorități? Păi, răspundeți-mi. Asta vreau să vă spun. Și lăsați-mă să termin, că vă explic și asta, sincer vă spun. După care se fac presiuni asupra lor, prin diferite metode. Au venit polițiști, da? Polițiști de la secțiile de poliție, de obicei secția 1 aparține de acea zonă și poliția municipiului Timișoara, se constatau și rămâneau la domeniul de constatare. Nu am avut trimis în judecată, sincer vă spun, niciun ziarist care a fost, niciun țigan, rom, cum le dați să-i spuneți, care a fi lovit un ziarist, care a lovit o avocată, da? A lovit o avocată în Timișoara, a avut dosar penal, i s-a dat clasare de către parchet și cine, doamna avocată, știe foarte bine la cine mă refer și de aceea se ajunge la astfel de, să spun așa, sincope. De asta ați întrebat de ce acum? Asta a fost întrebarea. De ce acum se întâmplă acest lucru? Acum, ne dăm seama, acolo pe piață. Acesta este un dosar vechi. Plângerile penale, fiindcă și eu am apărat într-un dosar în care erau plângerile penale fetele la modul în care s-ar comporta câțiva cetățeni din clanul Cârpaci, plângerile penale au fost depuse la diferite secții de poliție. După umila mea părere, cred că toate plângerile penale, toate sesizele din oficiu care s-au efectuat, sau mă rog, toate denunțurile care s-au făcut în acest dosar, s-au donat un amplu dosar care a fost declinat la DNA, Structura Centrală București. Acum, și aici nu o să vă pot spune eu ceea ce se întâmplă, vorbim de infracțiunea de abuz în serviciu, da? O infracțiune care, observați, pe zi ce trece, este tot mai sensibilă, tocmai, să spun așa, auzitată de când s-a judecat în momentul când se dă... Și acum vine o cerere. Domnul avocat, da? Cred că în spatele acestui abuz în serviciu, să știți că sunt mai multe capete de acuzare acolo. Cred că o să vedeți, ne trezim cu o pleiadă. Este adevărat. Deci nu numai acuz în serviciu. Nu cumva ni se servește acum un dosar ținut la sertar atâta timp. Este o întrebare la care vă gândiți dumneavoastră. Eu nu știu, până după e important de când DNA-ul a primit acest dosar. Care are toate elementele de coloratură, astfel încât să incite opinia publică. Clanul Cârpaci, da? Cei care fac legea în Timișoara, prejudiciu imens, 40 de milioane de euro, acuzați în abuz în serviciu niște lideri liberali extrem de importanți, nu cumva DNA-ul ne prezintă acum o chestie care poate fi folosită în opinia publică, ca imagine, în lupta DNA-ului împotriva dezincriminării abuzului public. Nu răspundeți acum, răspundeți după publicitate. Și nu cumva firele astea care ajung și la domnul Grindeanu, prim-ministru României actual, sunt a doua cireașă de pe colivă, ca să nu spun altceva.
tot după publicitate, răspundesc când veți vedea două declarații uimitoare, doamnelor și domnilor. În câteva minute revenim. Suntem în zile interesante, doamnelor și domnilor. Iată că DNA-ul, după momente de tăcere și de lipsă de zângănit de cătușe, DNA-ul reacționează și cheamă pe bandă rulantă și stabilește calități de suspect unor fruntași nu numai liberali, dar și PSD-iști. Vorbim despre Marian Petrache, șeful Consiliului Județean de la Ilfov. De asemenea, vorbim de primarul Robu al Timișoarei. Atenție, sunt niște dosare care au stat sub oboroc pe la sertare foarte mult timp, motivat au bani, nu știu, o să gândiți dumneavoastră cu capul dumneavoastră. Ideea este că ele vin într-un context în care există un război, binoame, trinoame, abuz în serviciu și politică. Se pare că, cel puțin în dosarul care privește retrocedările de case către clanul Cărpaș de la Timișoara, este sau ar putea fi implicat și prim-ministrul României Sorin Grindeanu, pentru că, spunea unul dintre invitații mei, a fost 4 ani viceprimar. Iar în comunicatul DNA spune așa că, mă rog, noi vom face acte de urmărire penală față și de alte persoane care, la data faptelor, și e vorba de o faptă petrecută între anii 1996 și 2015, inclusiv perioada în care domnul Grindeanu a fost viceprimar, erau funcționari în cadrul primăriei Timișoara. Bun, acum, ce trebuie să înțelegem? Hai să o luăm cu povestea primă de dimineață cu Marian Petrache, da? De la Ilfov. Domnul Petrache este chemat pentru un denunț, da? În urma unui denunț făcut de fostul primar din Jilava, aflat după gratii. Ăsta spune că acum 9 ani i-ar fi dat 2000 de euro, i-ar fi plătit 2000 de euro lui Petrache să nu știu ce să facă cu ei. Dincolo de faptul că 2000 de euro pentru Petrache n-ar fi un motiv să se dea jos din pat, domnul Petrache vine și spune, băi, știți ceva? Îmi dau demisia din toate funcțiile și din PNL. Ei, seamănă izbitor de mult ceea ce s-a întâmplat cu domnul Petrache cu ceea ce s-a întâmplat cu domnul cine? Ludovic Orban. Ia hai să-i vedem împreună pe cei doi cu declarațiile. Știți despre ce e vorba? Păi vă întrebăm pe dumneavoastră. Așa. Acum 9 ani, primarul de la Jilava, care și-a schimbat, celebrul primar de la Jilava, care și-a schimbat buletinul după ce e și primar pe București, și știți că dacă schimb buletinul după legalitatea că ai candidat, îți pierzi mandatul de primar. Vezi, doamne, că s-a dus la prefect și am vorbit cu prefectul să, că el își face buletinul înapoi imediat, să nu-l demită, și l-a șantajat pentru asta. Ce se... Da, cine a făcut? Adică că ați intervenit dumneavoastră pe lângă? Nu, că... Păi... N-am văzut chestia asta, să o chem avocaților să uite pe chestia. Că l-am șantajat după aia, eu. Da. Pe primar. Ca să nu spun că și-a schimbat buletinul pentru 2 zile. Ce ați obținut prin șantaj? Mi-a plătit o excursie, nu știu unde. Am făcut ceea ce era prevăzut să fac și, în mod evident, voi da tot concursul pentru aflarea adevărului. Sigur că îmi pare rău că m-am retras, dar sunt un om de onoare care, atâta timp cât există o suspiciune privitor la comiterea unei fapte de către mine, nu accept să candidez pentru o funcție publică. Bun. Dincolo de asta și aștept totuși materialul să-mi spună, domnul Petrache a și spus, domnule, îmi voi da demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean și din PNL. Nu, de Consiliul Județean. A spus că își dă demisia din toate PNL. Funcțiile din deci partid. Așa. Rămâne membru simplu, okay, PNL, dar toate... nu își dă demisia din funcția de Consiliu în regulă. De președinte. Altfel își dă demisia din președinte Consiliul Județean, că nu mai are susținere în momentul Orban, de demisia. Orban. PNL. Când a fost chemat la DNA, țineți minte, dosarul acela, celebru, în care denunțătorul Urdăreanu ar fi spus că Orban ar fi cerut și a fost și achitat domnul Orban, de asemenea și-a dat demisia și n-a mai candidat la primăria municipiului București. Nu vi se pare surprinzătoare chestia asta?
Mai credem în coincidențe? Suntem copii mici, doamna Bijuliu, sunteți de la PNL. Eu cred că trebuie să remarcăm conduita membrilor Partidului Național Liberal, care atunci când sunt puși în astfel de situații, acționează cu onoare și au grijă de întreaga imagine a Partidului Național Liberal prin demisia din funcțiile pe care le îndeplinesc în momentul respectiv. Mă bucur foarte tare de decizia pe care Ludovic Orban a primit-o, care a arătat că nu a avut nicio vină în dosarul în care a fost doamna Bijuliu, cu tot respectul pentru dumneavoastră. Coincidența, în fine, vă întreb. Hai, nu spuneți acum cât de frumos și de deștept e X sau Y. Nu mă interesează. Domnul Ilescu cu domnul Bolosin. Decizia asta pe Ludovic Orban, de acum un an de zile, să știți că a luat 10 ani în viață și a terpelit și toată imaginea. Și cine poate să-i redea imaginea și anii? De fiecare dată când am fost aici în studio la dumneavoastră și în toate lorile de pozițiile pe care le am, am spus întotdeauna că lupta anticorupție trebuie să continue, însă trebuie mare atenție la toate procedurile pe care e nevoie să le îndeplinească atunci când fac un dosar. Trebuie ca acele denunțuri să fie completate cu fapte demonstrabile și cu probe, pentru că atunci când faci un dosar să fie destul de solid, nu întâi să se ducă oamenii în arest și să se plimbe cu cătușele pe la televizor și după aia să le dea neînceperea urmăririi penale. Am atras atenția asupra acestor lucruri. Pe de altă parte, chiar acum legat de cazul de la Timișoara de data asta, atrag atenția că până s-a ajuns la 967 de case să fie retrocedate, presupun procurorii, ilegal, s-au întâmplat niște lucruri acolo. Deci cred că ar trebui o anchetă nu numai asupra celor care au permis ca acest lucru să se întâmple, ci asupra organelor care trebuiau să ancheteze. Adică putem să spunem, ok, a trecut o casă, două, cinci, 20 de case, dar când ajungi la sute de case retrocedate ilegal în 19 ani de zile, cred că avem o problemă și cu autoritățile. Și acolo fiecare autoritate are un consiliu, da, CSM-ul pentru magistrați, probabil că și polițiștii au astfel de autoritate, trebuie să înceapă niște cercetări. Eu cred că presa din Timișoara este vinovată, că acel clan Cărpaci cu complicitatea funcționarilor din Cristoria. Deci, bune, acum o dăm iar langa. Deci, am fost o întrebare concretă și clară. Vi se pare suspectă această coincidență în apropierea unui congres al Partidului Național Liberal? Fruntași liberali sunt chemați la DNA. Cazul Orban, ați văzut, da? Cazul Orban l-au făcut să nu mai candideze la primăria municipiului București. Mă lăsați să termin și o frază, mulțumesc. Nu, pentru că spuneți niște lucruri care nu sunt adevărate. Domnul Orban tocmai a fost achitat de instanță, deci atunci pot să presupun și că DNA-ul a ajutat pe domnul Orban să candideze la președinția Partidului Național Liberal. Nu numai pe domnul Orban și pe Trache să nu candideze. Păi asta spuneți dumneavoastră. Că DNA-ul este o coincidență, faptul că în apropierea congresului PNL îi duce la DNA pe Petrache și pe Robu. Iată că l-a și lăsat în libertate fără nicio acuzație pe Ludovic Orban, tot DNA-ul. Dacă deci de asta nu se susține acest... Domnul Orban a fost achitat în primă instanță. Sunt sute mii de decizii în care în apel au fost condamnați. Sunt în primă instanță. Deocamdată decizia nu este definitivă, să ne înțelegem. Becali, în trei dosare, a fost achitat. În toate trei a primit cu executare după aceea. Pentru Dumnezeu. Deci, deocamdată, chiar dacă domnul Ludovic Orban beneficiază de prezumția nevinovăției 23.11 în Constituție, 5 din procedura penală, trebuie să nu uităm că decizia nu este definitivă. Am înțeles, dar putem suspecta DNA-ul că astfel l-a ajutat pe Ludovic Orban să candideze la președinția PNL? Păi nu l-a ajutat. Ce DNA-ul? Că judecătorii l-au achitat, doamna. Cu teoria conspirației. Nu, n-ați înțeles. DNA-ul l-a împiedicat pe Ludovic Orban să candideze la primăria municipiului București. Acum, după ce a fost achitat în primă instanță, mă lăsați să vă explic, poate n-am înțeles, nu ne-am înțeles. Și nu m-a făcut eu bineînțeles și îmi cer scuze pentru asta. Acum, când Ludovic Orban în urmă cu câteva zile își anunță candidatura la apropiatul congres, da, susținut de șefii ăștia mari, liberali, de domnul Robu, de domnul Petrache și cine mai vreți dumneavoastră, hop, apare zângăneala la domnul Petrache pe o acuzație de acum 9 ani de la un primar care stă în anchete și după gratii de 7 ani, atenție, și la domnul Robu, apropo de credibilitate, hop, apare acuzația de suspect în dosar, și o să fie cu ramificații, că discutăm și pe mai departe, într-un dosar care e așa în formă continuată de 21 de ani. Măi, oameni buni, chiar domnul Ilescu. Mă uit și eu și am o întrebare retorică așa, de ce?
De ce și cum de s-a putut întâmpla ca timp de atâția ani de zile nimeni să nu se sesizeze sau s-or fi sesizat, nimeni nu să nu întreprindă nicio acțiune dintre instituțiile statului. Eu nu cred că acum, vedeți dumneavoastră, noi tot timpul ne raportăm și așteptăm ca DNA să vină să facă minuni. DNA nu va face minuni. Normal este ca sistemul să fie reformat în Parlament prin legi. Prin legi, asta este soluția. Eu degeaba, știți că publicului îi place sângele, îi place să spună, uite, l-a luat și pe ăla, l-a făcut și pe ăla, l-a luat și pe Petrache, gata, ah, ies, fac, nu știu ce, l-a luat și pe robul ăla. Dar asta e o soluție de moment. E o soluție în care noi putem să dăm puțin sânge poporului să întreținem un anumit climat o perioadă de timp. Dar România încotro, ăsta este cuvântul de ordine și asta este, nu știu, moto. Unde mergem noi în povestea asta? Unde? La DNA? Unde mergem noi în povestea asta? Fiindcă acum 9 ani de zile, domnule, în interiorul unui partid, că eu nu vreau să-l sprind, nici nu-l cunosc de altfel, cred că ne-am văzut de două ori, eu, domnul Petrache, în existența noastră. Acum 9 ani, 10 ani, 15 ani, într-un partid politic, când faci campanie electorală și mai ales când ești în opoziție, normal că sunt niște legături, sunt de prietenie, de familie, te vezi la petreceri, la zile onomastice. De business, două secunde. De ce probabil că după ce omul ăsta a ajuns primar în 2009, nu știu cum îl cheamă, la Jilava, domnul Mladin, probabil o fi zis, nu știu, domne, îi fac cinste lui Petrache cu o excursie. Pot să spun și așa. I-a zis, domnul Petrache, eu vă iubesc foarte mult, vreau să vă plătesc eu o excursie. E în regulă. I-a plătit excursia asta pe care, dacă ați observat, domnul Petrache nu contestă că n-a fost acolo. Ca și spus, domne, am fost plecat în 2009, mi-a plătit niște bilete, mi-a plătit nu știu ce. Adică, domne, deci ne umflă râsul, deci ce vorbim aici? Domne, eu înțeleg un lucru. Când lei pe un om și îl prins, domne, cu mită, scris pe el, mită, flagrant, nu știu. Acum 9 ani, da, acum 9 ani. Domne, și cu un leu, nu contează suma. Domne, am tot respectul să vii și să-l aduci în fața televiziunilor, să-i pui cătușele. Domne, dar când prezinți astfel de cazuri, de acum, când era bunica fată, și le prezinți și le arăți opiniei publice, uite, moarele corupt, parcă, vedeți noastră, nu spun nici da, nici nu, dar parcă lasă așa un semn de întrebare, apropo și de ce a spus noastră, că nimic nu e întâmplător și momentele nu sunt întâmplător alese. Vă rog frumos, facem o conexiune. Nu vreau să facem o conexiune. Nu, scuzați o secundă, vreau ca opinia publică să înțeleagă. Ce vreau în emisiunea asta, vă rog. Articolul 200 de procedura penală spune clar, fiindcă de acolo trebuie plecat, trebuie să modificăm codul de procedură penală și codul penal. Pentru Dumnezeu, sunt coduri care nu sunt în concordanță cu ceea ce este în România în 2017. 200 de cod de procedură penală spune foarte clar. Sunt trei metode în care se poate începe urmărire penală. Una, sesizare din oficiu. Doi, denunțul. Trei, plângerea. Haideți să luăm. Deocamdată, când denunțul a vrut să fie scos din cod de procedură penală și doar să fie retroactiv 6 luni de zile, lumea a ieșit în stradă, da? Țineți minte, da? Doi la mână. Deocamdată, în aceste dosare, domnul Robu și, din ce am înțeles, celălalt de la Ilfov, da, au calitatea de suspect. Pentru Dumnezeu, pentru suspect, înseamnă că este inculpat. Domnul Robu a avut calitatea de suspect, împotriva lui nu se poate lua nici o măsură preventivă, nici măcar cea control judiciar. Împotriva unui suspect nu se pot lua măsuri preventive. Se poate lua eventual reținerea, dar nu se poate lua control judiciar, nu se poate propune arestul la domiciliu. Haideți să facem altceva, domnul Bolosi. Dar nu asta e problema. Domnul Ilai, nu spune nimeni nimic, gata. Mă lăsați să conduc și emisiunea asta cu tot respectul. Bun, deci ce trebuie să vă dau o știre de ultimă oră, da? Curtea Constituțională decide pe 7 martie dacă Dragnea poate fi premier, pentru că așa vrea Curtea Constituțională. Avem telefonul regia, dacă avem telefonul, colega mea Alina Sorocean are mai multe detalii. Bun găsit, Alina. Bun găsit, potrivit unor resurse, pe 7 martie judecătorii CCR vor analiza legea 90/2001. Este legea care i-a interzis lui Liviu Dragnea să devină premier, controversată lege pentru care s-a autosesizat avocatul poporului. Vorbim despre un act normativ care interzice membrilor guvernului să fie condamnați, chiar dacă sunt cu executare sau cu suspendare. Știm foarte bine că Liviu Dragnea nu a putut să ocupe funcția de premier, deși și-ar fi dorit acest
lucru, pentru că a primit 2 ani cu suspendare în dosarul referendumului. Așadar, vom afla, potrivit surselor, pe 7 martie, o decizie a CCR. Vom vedea ce spun judecătorii, dacă această lege poate să fie modificată, dacă este constituțională sau nu. Mulțumim, Alina, pentru detalii. Vom vedea ce se întâmplă pe 7 martie și ce spune Curtea Constituțională. Doar atât vreau să vă propun, doamnelor și domnilor, să discutăm așa un posibil scenariu la ora 14. Scenariul ăsta ar fi scris de Hitchcock, ceva de genul ăsta. Bun, avem un dosar, clanul Cârpași la Timișoara, pe care îl rostogolim de vreo 21 de ani. Bun, în contextul ăsta în care guvernul ăsta rău famat, PSD-ul, noaptea pe furiș, vrea să dezincrimineze abuzul în serviciu, să ne-l pună pe Dragnea premier și așa mai departe, vă arătăm noi cum hoții de la PSD, adică în persoana domnului prim-ministru Grindeanu, sunt și băgați într-un dosar pe la Timișoara. Că sigur, păi cum, de ce, doamnă? De unde până unde, domnul avocat? Păi facem un scenariu scris de Hitchcock. Da, dar actorul... Ascultați-mă până la capăt, că-i dată comanda. Doamna Varga, v-ați făcut al altăieri și nu știu eu. Așa, ăsta este unul din scenarii. Al doilea scenariu este, băi, dar stai puțin, pentru noi nu controlim politicul din România, hai să punem noi pe cine vrem. Cum facem la PNL? Cum punem noi pe cine vrem? Păi am mai făcut o chestie de asta. Când a vrut unul și avea șanse să fie primarul capitalei, l-am făcut. Și l-am făcut fără probe. Oare de ce nu putem să căutăm un denunț de 9 ani, de o faptă de acum de 9 ani, să-l facem pe Petrache și așa îi dăm și lui Robu una peste bot? Nu știu, eu întreb. De fapt, asta este întrebarea. Lucrează DNA-ul băgat până la umeri, cu capul, în politicul din România? Că prea stau la sertare dosarele. Ne revedem la 14 să răspundem la această întrebare. Am revenit, doamnelor și domnilor. Trebuie să vă mărturisesc ceva. Nu există coincidențe. Sau dacă există, coincidența ca și definiție în România devine totul premeditat. Și vă spun și de ce. Pentru că netam nesam, în condițiile în care se discută foarte tare despre abuzul în serviciu, în condițiile în care se discută despre imagine șifonată a Direcției Naționale Anticorupție, în ultimul timp, multe mărimi de pe tot eșichierul politic, ca să vedeți cât de otrăvită este toată chestia asta, sunt chemate la DNA pentru ce? Pentru niște fapte care s-au petrecut cu mulți ani în urmă, în urma unor denunțuri, făcute surprinzător de niște persoane care au și mare credibilitate, în sensul că sunt după gratii și au furat și au fost dovediți că au furat cu toptan. Dincolo de asta, există o coincidență și mai surprinzătoare. Anume că după 21 de ani, deci dă-i si luptă, si luptă, si dă-i, DNA-ul a reușit să facă un dosar penal cu retrocedările de care a beneficiat clanul Cârpaci din Timișoara. 967 de imobile. În acest dosar, spune comunicatul DNA, doi foști primari, Ciuhandu și Robu, și doi foști viceprimari și alți funcționari din primărie sunt deja în calitate de suspect trecuți în acel dosar. Atenție! Atenție! Guvernul Grindeanu este cel care a dat ordonanța 13. Da? Cel care luptă cu dezincriminarea abuzului în serviciu. Guvernul Grindeanu trebuie și el, nu? Cumva atacat, pentru că jos labele de pe DNA, hoții sunt la PSD. Și culmea, Sorin Grindeanu a fost și el sub domnul Robu 4 ani, doamnelor și domnilor, viceprimar al Timișoarei. Iar într-un codicil al comunicatului DNA de astăzi se spune că în cercetări sunt și alte persoane, atenție, care au fost funcționari publici în primăria Timișoara. Invitații mei de astăzi, cu care nu mă înțeleg, dar fac tot posibilul. Dara Varga de la ALDE, Violeta Vijurie de la PNL, Lucian Iliescu de la PMP și avocatul de acolo, de la Barat, Cosmin Bolosin, fiecare încearcă să-mi răspundă la întrebare cu altă întrebare. Revin cu scenariul acesta. Credeți că joacă acum DNA-ul un joc, iar ițele acestei afaceri, planul Cârpaci, primăria Timișoara, pot ajunge și la premierul Grindeanu?
Eu v-aș răspunde așa. Astăzi la Timișoara, mâine la Sibiu. Poate începe și vedem și retrocedările de la Sibiu. De ce nu? Legat de titlu, Grindeanu, Vizorul, DNA, cu tot respectul, domnul avocat... Cu semnul întrebări. Da, cu semnul întrebări. Eu cred că prea repede punem această întrebare. De unde până unde? Din comunicatul DNA, nici vorbă de așa ceva. De la Timișoara la București. De la Timișoara la București. Nu, eu cred că aducem în atenția publică doamna Varga, informații în care putem să-i dezinformăm. În calitatea noastră de jurnaliști, noi trebuie să punem și să ne punem întrebări. Iar elementele acestei broderii ale DNA-ului nu pot duce pentru orice om care are o brumă de logică decât la această concluzie. Clar, mărim din politicul României. Aveți tot drept. Culmea, acum, după 21 de ani, sunt... Mi se pare că e prea repede înainte pusă întrebarea. Dar să ne iertați, putem să ne facem și noi meseria, cum știm? Cum are această drag? Care. Domnul Borosin, poate duce, pot duce ițele acestui dosar la domnul Grindeanu, da sau nu? Haideți să o luăm logic. Noastră, ca ziarist, aveți dreptul de a pune orice întrebare și aveți dreptul să faceți orice strategie, să spun așa, ca și noi avocații când apărăm un client, avem dreptul să facem orice strategie. Vă apreciez și vă respect punctul de vedere. Logica noastră este una corectă și am să vă motivez de ce. Și doamna poate să mă verifice dacă o induc în eroare sau nu. Vorbim de o perioadă mare de timp, o perioadă mare de timp în care sunt deocamdată anchetați, cercetați, cu calitatea de suspect, un număr impresionant de oameni. Pe lângă acești oameni sunt vârfurile, în speță primarii, cei doi primari, cât și fostul viceprimar, da? Și foștii postul primar și fostul viceprimar. Observați și vă rog să mă verificați dacă vă induc în eroare, vorbim de o perioadă în care viceprimar al Timișoarei din 2008 în continuare până în 2012, când a devenit deputat sau senator, domnul Grindeanu, a fost viceprimar al localității Timișoara, al municipiului Timișoara. După o logică... De un an de zile, nu. De după alegerile din vară și până a ajuns prim-ministru, a fost președintele Consiliului Județean. Nu mă înțelegeți. Din 2008 în 2012, am cu precizarea asta. El a fost președintele Consiliului Județean din 2016 până în 2016, 2015, 2016, a fost deputat în Parlamentul României. Haideți că îi cunosc istoria destul de bine a domnului Grindeanu. Și a fost 4 ani plin viceprimar al Timișoarei. În 2012, viceprimarul Timișoarei. Deci exact în perioada invocată de DNA, 96-2015. După cum dumneavoastră gândiți ca ziarist și din punct de vedere logic, indiferent de cea prezintă nevinovăție de care tot o uzităm noi în instanță și în fața noastră, domnul Grindeanu poate fi chemat în orice moment la DNA într-o calitate care va fi hotărâtă de către procuror. Noi aici la televizor, la televiziune, unde este un for de dezbatere, putem să discutăm orice într-un termen... Ne dăm cu părerea. Dar aici trebuie gândit. Vorbim de legea 112, de niște acte false. E clar că actele false au fost undeva, dacă sunt false, parafate de niște notari. Nu? Că au ajuns pe la notariat. De la notariat au ajuns la o persoană... Nu, la o persoană din interiorul unei primării. Funcționarii primăriei. La funcționarii primăriei. Primăria le-a luat... Este un întreg circuit. Deci nu vă gândiți că numai o persoană s-a uitat peste actele alea. Într-un final, acea comisie care ia, dă eticheta, dacă da sau dacă nu, se retrocedează un imobil, al primarul pune în posesie. Acum trebuie văzut dacă viceprimarul X, care a fost și dânsul, am înțeles, chemat la DNA al Timișoarei, celălalt viceprimar, îmi scapă numele Stoia. Dacă și domnul Grindeanu, cât timp a fost viceprimar, a avut ca și atribuții... Dacă a fost chemat și domnul Ciuhandru, care este viceprimar. Dacă a avut și ca atribuții, exact ceva legat de legea 112, că dacă nu a avut atribuții, acum noi împroșcăm cu noroi o poveste sau aducem... Este vorba de infracțiunea abuzului serviciu, care este vorba chiar de fișa postului, de chestiunile primare a fișei postului. Mai mult decât atât, și aș vrea să vă spun și vă rog să observați... Domnule, dacă viceprimarul Timișoarei acela sau domnul care este prim-ministru astăzi, care este prim-ministru, dacă a avut prin fișa postului legat ceva de revendicări, de legea 112 sau de legea 10, dau un exemplu, gândiți-vă că dânsul a semnat. Dacă a semnat, e clar că aici vorbim de o chestiune esențială, vorbim de o prostie care în România persistă. Și stă în picioare ce spuneți dumneavoastră, domnul Cotin. Eu am o întrebare. Vorbim de legile care nu mai sunt modificate. Primarul și viceprimarul, după umila mea părere, trebuie să semneze ultimii, după ce toate comisiile, toți juriștii și absolut toți funcționarii publici verifică. Nu este atributul, din punctul meu de vedere, a primarului și a viceprimarului să verifice orice și în câte pe care cazuri ați văzut dumneavoastră unde numai numărul 1 dintr-o instituție a pățit ceva, iar restul funcționarilor care au semnat n-au pățit nimic.
De nenumărate ori se întâmplă lucrul ăsta, vă spun la modul serios. Dar aici este vorba de o legislație stufoasă, o legislație care nu prevede în mod special care sunt atribuțiile primarului și viceprimarului, din punctul meu de vedere. Și eu cred că primarul, care practic... Legea 215. Nu are, primarul, nu are doar să semneze un anumit act, are zeci de mii de acte pe zi, sute de acte pe zi, mii de acte pe zi la un municipiu cum este Timișoara, nu poate să verifice în parte fiecare act. Haideți să o luăm să vorbim logic. Nu poate. Dar pentru asta are departament juridic, pentru asta are consilie, trebuie să răspundă toți. Eu tot n-am primit răspunsul, dacă totuși... Dar m-ați întrebat pe mine, doamnă? Da, m-a întrebat și eu publicul, așa cum întrebat și dumneavoastră prin întrebarea cu Grindeanu în vizorul DNA. Întreb și eu, astăzi în Timișoara 960 de case, oare câte case cu retrocedări ilegale sunt la Sibiu, oare câte sunt la Cluj, oare câte sunt, unde mai sunt? ANRP-ul ne-a dat încă o dată dovada că a fost mic copil. Nu, da, dincolo de asta. Eu vreau să vă rog, doamna Jurie, dacă vreți să vorbiți pe subiect, dacă nu, măcar atunci răspundeți-mi la o întrebare. Da, vă răspund la întrebarea cu scenaristica, pentru că ați început acest scenariu spunând că DNA-ul... Nu scenariu, domnule, e o ficțiune, într-o nu știu care țară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care pat. DNA-ul se bagă întrebările interne ale PNL-ului și cheamă doi lideri marcanți la DNA. Și în partea a doua a acestei ficțiuni spuneți că de fapt această chemare la DNA este pentru premierul Grindeanu. Și care pentru este premierul Grindeanu. PSD. Croitolașul cel viteaz a băgat 7 dintr-o lovitură. Ok, dar dacă este declarativ, într-o poveste, ficțiune. Așa cum spuneți dumneavoastră, înseamnă că concluzia logică este că DNA-ul este atât de imparțial încât trimite și DNA-ul, trimite și PSD-ul. Dar problema cea mai gravă nu este... momentul în care s-a trimis. Problema este că nu se ia nicio măsură pentru prevenirea corupției. Pentru că dacă noi, exact așa cum a spus și dumneavoastră, anchetăm fapte care se întâmplă de zeci de ani de zile, ok, e bine că le anchetăm, dar ce facem ca să limităm posibilitatea actelor de corupție? Trebuie să ne gândim și în sensul ăsta, pentru că altfel, oricât am încercat să însănătoșim societatea, aducând în fața instanțelor niște persoane care au fost acum ceva ani în situații de încălcare a legii, în continuare vor fi din ce în ce mai multe persoane. Da? Vorbim despre atâția zeci de primari, de parlamentari, de instituții ale statului, bun, hai, în care trebuie să găsim niște mecanisme de limitare a corupției. Domnul Grindeanu, în calitate de funcționar. Șefi ai instituției numită primăria Timișoara, nu? E Ciuhandul la DNA? Este. Grindeanu nu este. Dar vreau să vă întreb altceva. Că scenarită, nescenarită. Că de ce? Că trebuie să prevenim. Am înțeles. Trebuie să facem din țara asta una curată. Este foarte clar. Dar de asemenea trebuie să facem niște anchete curate și niște oameni care facă anchetele să nu se implice nici în făcutul legilor, nici în politica din România. Revin și întreb. Simplu. Pe baza acelui scenariu, care poate fi adevărat, poate nu fi adevărat. Dacă îl cheamă DNA-ul în calitate de nu știm ce, la audier pe domnul Grindeanu, ce lovitură este pentru domnul Grindeanu, pentru imaginea domniei sale, pentru guvernul României, dar și pentru PSD, în baza acestui scenariu? Este o lovitură enormă. Este o lovitură fatală. Acum gândiți-vă că România asta cam obișnuit ca premierii, președinte de Cameră, de Senat, să fie chemați pe la DNA. Problema se pune în ce calitate îl cheamă pe Grindeanu, fiindcă este foarte important. Una este să ai calitatea de martor într-un dosar de urmărire penală și una este calitatea de suspect sau, mă rog, cea de inculpat. În momentul în care ai calitatea de suspect în dosar penal, deja, să spun așa, există indicii rezonabile. Suspiciuni referitor, rezonabile. Da? Nu, aia e vorba de arestarea preventivă la suspiciuni rezonabile. Așa zice comunicatul DNA. Corroborat cu 202 din nou Cod de Procedură Penală, este vorba că există, să spun așa, indicii, nu probe, fiindcă probele vor fi apreciate doar de către instanța judecată în momentul când se va lua o decizie de vitime într-un dosar domnul penal. Domnul Bolosin, iertați-mă. Deci dumneavoastră spuneți că dacă e suspiciune rezonabilă, e la arestare? Suspiciunea rezonabilă când se cere arestarea preventivă. Da? Da. Foarte tare. Înainte era pericol social concret la care se face referire în vechiul cod de procedură penală. Stați puțin, că acum lucrăm cu materialul lui clientul. Păi zice clientul, care e DNA-ul, un comunicat. Din ordonanțele întocmite de procurori au rezultat aspecte ce conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia, în perioada mai mulți funcționari bâlbâni, nicio arestare.
nicio arestare, că nu, asta vă încercam să vă spun, dar nu m-ați dat la în prima parte emisiunii. Nu las pe nimeni să vorbească. Au calitate de suspect deocamdată. Un suspect nu poate fi luată nicio măsură preventivă, nici măcar control judiciar. Se poate lua o măsură preventivă în momentul în care se pune în mișcare acțiunea penală și dumnealui devine inculpat. Până nu devine inculpat în dosarul de urmărire penală, suspectul, da, și inculpatul beneficiază de acea prezumție de nevinovăție. Deci nu se poate lua o măsură preventivă, se poate doar reține. Un suspect se poate reține 24 de ore. Atât. Nu se poate lua, să înțeleagă opinia publică, nici arest la domiciliu, nici arest preventiv, nici control judiciar. Deci vă dați seama că până la faza următoare, și aici vreau să mai pun o chestie, nu știu ce întâmplă în acest dosar al DNA-ului. Poate că a fost chemat astăzi domnul primar al Timișoarei Robu, i s-a dus la cunoștință calitatea și i s-a pus în vedere să vină cu un avocat pentru a studia dosarul. Când vii cu un avocat și studiezi dosarul, în acel moment procurorul poate să-ți prezinte un proces verbal de schimbare a calității din suspect în inculpat și atunci procurorul poate deci, să ia ori să dispună controlul judiciar împotriva ta, ori să ceară instanța judecată arestul la domiciliu sau arestul preventiv. Doar inculpatului poate să-i se ceară acest lucru. Bine că ne-ați lămurit. Hai să revenim la ce discutam noi, da? Deci în dosar sunt așa. Oamenii ăștia sunt suspecți. Ciuhandu Gheorghe Corolean, Robu Nicolae. Foști primari, da? Staia Martin, director... Cum Stoia? Stoia, Stoia îl cheamă, da. Stoia. Eu zic Staia, că așa zice la comunicat. Fost director în primăria Timișoara. Infracțiunea abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine și pentru altul. În formă continuată. Hello. Deci ăștia sunt infractori deosebit de periculoși. Și acum sunt doi viceprimari, Diaconu Dan și Stoia Traian Constantin. Viceprimari. Pentru infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine și pentru altul. Și mai zice la capătul comunicatului, așa ca să nu ne dăm noi seama foarte bine, în cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane care, la data faptelor, erau funcționari în cadrul primăriei Timișoara. Da. Bine, s-ar putea să nu aibă atribuții. Nu, da, e foarte ciudat, dar cheamă atât de multe persoane din cadrul primăriei Timișoara, măcar un drum la DNA în calitate de... martor, ar putea să facă și domnul Grindeanu. Putem să fim de acord cu chestia asta. Dar depinde ce atribuții a avut. Da, în e un hobby de lui, așa, să ducă pe la nu, DNA. Dar sau în momentul în care anchetezi retrocedării legale pentru 967 de imobile care s-a întins această faptă pe 19 ani, da, cred că acolo trebuie să meargă la DNA foarte mulți funcționari din primărie. Practic, foarte mulți de acolo vor trebui să dea cu subsemnatul și dacă numai domnul Grindeanu va fi sărit de a da cu subsemnatul, atunci, da, am putea atunci să ne suspect, punem un semn atunci, atunci DNA-ul lucrează pentru spune, PSD. Da, atunci vine opoziția și spune DNA-ul lucrează nu, pentru PSD. Nu, nu, nu e chiar spus, așa. Nu, eu n-am spus chestia asta, am spus dar că dacă... Haideți să luăm dosarele domnului Iohannis nu, dar cu retrocedările de la Sibiu să vedem. Acolo a fost... Iohannis care află peste o săptămână cam ce se întâmplă cu dosarul ăla, nu? Din câte mi-aduc eu aminte. Totuși și acolo sunt retrocedări. Dar dincolo de asta, nu, vreau să vă întreb în felul următor. Credeți că ar putea exista o persoană, un personaj, o personalitate din România, în cazul în care domnul Grindeanu, într-un fel sau altul, în calitate de martor, în calitate de ce vreți dumneavoastră, va fi chemat la DNA și probabil că va fi chemat la DNA, că a fost viceprimar 4 ani. E normal să-l întrebe cineva, bă, tu știai despre ce e vorba, un procuror... Nu cumva o să vedem la televizor acea persoană, personaj, personalitate care să spună, eu v-am spus că hoții din România sunt la cel mai înalt nivel? Greșită percepția, din punctul meu de vedere. Hoții din percepția, România, nu? Hoții din percepția România, greșită, scenariu? Să vorbim de hoți până în momentul în care avem o decizie definitivă într-un dosar penal. Așa cum a spus disința mea colegă de platou, vorbim de Ludovic Orban, care a fost achitat în primă instanță, dar care nu este definitiv deocamdată, da? Deci nu ne putem hazarda să facem afirmații de genul Grindeanu este un hoț sau da. V-am întrebat dacă ar putea apărea un personaj care a vorbit domnul despre hoț toată viața lui și despre penal. Pe domnul Grindeanu îl cunosc personal și îl cunosc de mulți ani de zile, de aproape 20 și ceva de ani. Nu-l cunosc de ieri sau nu-l cunosc de pe stradă. Din punctul meu de vedere, dumnealui în Timișoara și în Caransebeș, fiindcă acela este orașul natal, unde și ieri a fost un miting de susținere cu aproape 3.000 de persoane în Caransebeș. Știți prea bine lucrul ăsta, mă gândesc. Au fost 3.000 de PSD-și sau stat susținători al domnului Grindeanu care au ieșit cu pancarde cu asta și au spus că
că guvernul Grindeanu este ilegal sau ilegal? Cu o precizare. Era într-o ilegal, cu o precizare că nu a fost susținut domnul Dragnea, ci doar domnul Grindeanu. Este bine de știut. Apar în toate site-urile. Ar fi mai bine de știut dacă meeting-urile astea spontane sunt legale sau ilegale. A fost anunțat pe Facebook, mă rog. Deci e clar că e organizare. Ce se întâmplă? Haideți să vă spun ceva. De 26 de ani, datorită unor împrejurări care au ținut și de nominalizarea pe unele funcții ale diferitor persoane și de faptul că, și nu vinovățesc, asta a fost opțiunea fiecăruia, prezența la vot, la scrutin electoral a fost foarte mică, s-a lăsat ca astăzi România să nu fie reformată, cu toate că toți care au condus și statul român și din diferite posturi în instituțiile statului român și-au vorbit de reformă. Noi vedem că după 26 de ani de la Revoluție, România nu este în totalitate reformată. S-a lăsat un sistem la liber sau necontrolat așa cum ar trebui, sau nu a fost gândit să fie controlat așa cum ar trebui, iar astăzi eu pot să vă spun că și tot spun, domne, hai să nu generalizăm. Bine, spun și eu, nu generalizăm. Oricine a condus o instituție sau a avut o funcție de la nivel de comună, când și-a împărțit el două căruțe de lemne sau nu știu ce stradă și-a pietruit-o, până la acest fenomen pe care l-ați prezentat dumneavoastră, ați vreau să spun că oricine care a avut și a semnat un act, să știți că este pasibil și dacă cineva vrea să-i facă rău, îi face rău și dacă vrea cineva să scormone, scormone. Important este, în România, e în regulă. Este foarte bine #rezist, este foarte bine să ieșim în stradă pentru corupție, dar trebuie să ne gândim până unde vom merge. Că radem tot, bine, e în regulă, radem tot. Ce aducem pe domnul Goțiu? Asta e în regulă, radem tot. Domne, radem tot, ne hotărâm de mâine, radem tot. Haideți să vedem cum facem schimbarea dintre vechi și nou. Cum facem aclimatizarea asta dintre legile vechi și legile noi. Cum modificăm codul de procedură penală, codul penal, astfel încât să coincidă cu ceea ce își dorește România și cu angajamentele pe care ni le-am asumat. O să vedem, probabil, în zilele următoare. Ce se întâmplă că... Dom'le, mie mi se pare că noi suntem într-o pădure, așa, într-o pădure unde este mult vânat corupt, iar la ora asta, Direcția Națională Anticorupție ia luneta și pe cine vrea, pe ăla împușcă. Cam așa o văd eu. Vreau cam așa un lucru, eu ca membru PNL... Dar atenție, au dreptate, asta e povestea. Au dreptate. Ei, nu întotdeauna au dovedit că au dreptate. Fiindcă nu este fum fără foc. Doamnă, nu este fum fără foc. Problema este cum de s-a ajuns astăzi în România la dimensiunea asta, să vedem dimensiunea asta a corupției. Asta este o întrebare care ar trebui să fie. Mă rog, faptul că vedem această dimensiune a corupției astăzi ar putea să fie un lucru bun dacă în continuare această corupție este limitată. Dar vreau să vă spun un lucru. Eu, ca membru PNL, potrivit ficțiunii realizatorului, dacă domnul Grindeanu ajunge la DNA sau dacă ajunge să-și dea demisia din funcția de prim-ministru, să știți că nu mă bucur acest lucru. Pentru că, în primul rând, eu, ca membru al Partidului Național Liberal, îmi doresc o țară cu un regim democratic, cu un guvern stabil. Până la urmă, acest guvern a fost pus în funcție datorită voturilor cetățenilor. A, că eu sunt tristă că Partidul Național Liberal n-a avut votul cetățenilor la alegeri. Da, este un lucru trist și încercăm să lucrăm pe acest lucru. Dar este. Niciodată hashtag rezist, hashtag jos guvernul. Nu rezist, hai că eu toată mă lumea s-a dus cu steagul tricolor în Piața Victoriei. Hai să mergem la un subiect care se leagă cumva de ceea ce discutăm noi, de celebrul procuror Negulescu, cel care ne-a arătat rufele murdare ale DNA-ului și nu numai domnia sa. Au apărut noi convorbiri halucinante cu procurorul Negulescu. Zice el, am devenit o mașină de ucis destine, un animal de pradă și fac asta cu plăcere, spunea procurorul omului de afaceri Vlad Constantin, zis șomerul. Procurorul a fost detașat la Câmpina după ce în spațiul public a apărut o discuție cu acesta și soția lui Constantin. Discuția dintre procurorul Mircea Negulescu și afaceristul cu probleme penale Vlad Constantin ar fi avut loc pe Yahoo Messenger. Negulescu se lăuda că a devenit o mașină de ucis destine. Abia aștept ziua în care să dau foc pașaportului românesc. Așa am ajuns, un animal de pradă. Faceți ce vă spune sufletul, care se bucură la vederea sângelui. Ce să mai fac? Eu am încercat și mi-a fost rău. Îmi dă cineva sufletul înapoi?
Mă ucide. Nu mai vreau decât să plec. Atât abia aștept. Îmi dă cineva încrederea pierdută în oameni? Am devenit o mașină de ucis destine. Iar de va începe un război, voi fi la bordul unui avion inamic. Și ce este mai grav este că fac cu plăcere asta. Nu pot fi acuzat de nimic. Nu am depus jurământ de credință față de România. Mircea Negulescu a cerut să fie detașat la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpina după ce în presă a apărut o înregistrare în care o învăța pe soția lui Vlad Constantin cum să-i păcălească pe anchetatori. CSM a decis să sesizeze inspecția judiciară după ce Negulescu o numea zdranță în interceptări pe procurorul Luminița Cristea. Mircea Negulescu este unul dintre cei mai controversați magistrați din România. Acesta a fost înregistrat de numeroase ori în timp ce înjura. În plus, și filmulețele de la petrecerile la care participa Negulescu au făcut furori pe internet. Mircea Negulescu este procurorul care a instrumentat cele mai grele dosare de la DNA Ploiești. Printre acestea se numără Ponta Bler, Blejnar sau cel al lui Sebastian Ghiță. Da, da, procurorul Negulescu a devenit o mașină de ucis destine. O mașină care este condusă de cineva, după părerea mea, pentru că o mașină cu inteligență proprie n-am văzut până acum, dar nu mai contează. Doar atât că are niște simțăminte în sensul că îi făcea plăcere să ucidă destine. Apropo de contextul ăsta. Interesant contextul în care domnul Negulescu a apărut și interesant că un procuror DNA, care se presupune că DNA este structura cea mai, să spun așa, centrală și o structură care ar trebui în România să reprezintă din punct de vedere moral, să spun așa, să fie numărul unu, astfel de personaje apar în DNA. High life-ul. Am spus și ieri la noastră într-o emisiune că procurorul DNA, sincer, din ceea ce am întâlnit-o în lunga mea activitate, după 17 ani de licit penal, este destul de lungă activitatea, nu se comportă de această manieră. Eu n-am întâlnit niciodată și am mers de nenumărate ori cu clienți importanți, cam în toate DNA-urile la București și în țară, să-i asist. Nu am întâlnit astfel de, să spun așa, de procurori. De obicei, când mergeam la DNA și la DICOT, aveam o bucurie când îi se respectă drepturile ca apărători. Și de aici este foarte important ca opinia publică să înțeleagă. Parchetul în alte curs de casație și justiție și în speță DNA-ul, DICOT-ul, care sunt atașate acestui parchet și procurorii aparțin acestui rang, îți respectă drepturile ca avocat. Eu cred că toate dosarele în care domnul Negulescu a fost procuror de caz, inculpații au avut o asistență juridică, să spun așa, apărători aleși care sunt calificați. Dar lor aveau o întreagă pleiadă de arme pentru a se apăra în fața unui procuror, în sensul că putea să ceară la procurorul. Ați avut nefericirea, zic și eu acum ironic, să nu dați de o mașină de ucis destine care se află probabil la butoane, așa că băiatul ăsta Negulescu, știți cum e? E apărat așa de Adrian Ciocărlan, ajunct la directorul SRI, de Sabin Iancu, fost șefă sau șef al SRI Prahova și de cine? De cea care lăuda și ridica în slăbi. Ce procuror bun am eu acolo. Mașina de ucis de tine. Adică doamna Codruțachiu. Mergeți-mă o secundă mai departe și gândiți-vă că toate, să spun așa, actele de urmărire penale erau cenzurate de către un judecător sau de către mai mulți judecători. Atât în faza de arestare preventivă, fiindcă a avut nenumărate arestări, încât în faza de urmărire penală, cât și în fața, să spun așa, judecătorului de cameră preliminară, iar actele făcute de domnul procuror Negulescu, din păcate sau din fericire, a fost menținute către instanțe. Eu îmi pun o întrebare retorică. Oare greșelile domnului Negulescu nu puteau să fie observate și cenzurate de către o instanță de judecată care se presupune că este independentă? Bună întrebare, altă întrebare aveți? Altă întrebare. E logică. Altă întrebare, chiar nu-și dă nimeni seama că și până și judecătorii tremură de frică. Dar asta nu este normal. Vorbim de independență a unui judecător. Vorbim de independență a judecătorului care judecă o cauză penală. Într-o țară în care, cum spunea doamna Vijulie, corupția este prevenită. Nu, ar trebui să fie. Ce vorbim? Vorbim de articolul 6. Dar o lege a răspunderii magistraților. Vorbim de articolul 6 din CEDO care spune dreptul un proces echitabil. Se presupune că într-o sală de judecată atât apărarea cât și acuzarea sunt pe un picior de egalitate. Hai că face scenarii, domnule. Nu, nu, vă spun ceea ce spune procedura penală. Nu, dar face scenarii că ar fi așa. Iar referitor la răspunderea magistraților, ar trebui cât de urgent introdus o lege a răspunderea magistratului, fiindcă astfel vom ajunge la un haos în întreaga justiție din România. Trebuie să ne aliniem, să spun așa, practicii din alte state, cum este Spania, cum este Franța, cum sunt state care creau o democrație, să spun, veritabilă. Haideți să într-adevăr, trebuie să facem. Domnul Iliescu s-a trezit mladin din Jilava, că acum 9 ani
pare se că i-ar fi plătit o excursie lui Petrache. Băi, dumneavoastră n-ați văzut la acest procuror, domnul Negulescu de la Ploiești? N-ați văzut cum punea problema cu celălalt care a fost arestat? Vlad, nu știu cum îl cheamă. Șomeru, Vlad Șomeru, așa, cu domnul Șomeru. Și spunea, domnul Șomeru, sau cum vorbeau ei, Șomeru, despre ce mai dai, despre cine mai dai, ce denunțuri mai mi-aduci? Și Șomeru spunea, șeful, am mai adus încă 5 denunțuri și uite, pe lângă denunțuri sunt însoțite și de 2 SMS-uri și de... Păi clar că probabil și față de acest domn Vladin s-a aplicat, mă gândesc eu, același tratament. Dar dumneavoastră cine, mi se pare normal cine mai îmi dai? Ca un procuror... Și zis, păi l-am pe Petrache, păi și cum demonstrez? Păi uite, i-am plătit excursia la... Mi se pare normal ca un inculpat și tot ce să aibă numele personal a unui procuror din DNA? Nu cred că este normal. De onoare, pe cuvânt, da. Eu auzisem, dar până la deschiderea acestui caz de la Ploiești și la toate acele convorbiri, înregistrări cu doamna, cu soția, cu domnul, nu am crezut că un procuror, practic ce este procurorul, avocatul acuzării, nu? Că un procuror, apărătorul statului, se poate coborâ și depersonalizarea asta dânsului. Ieri era într-un fel, avea o altă față, azi altă față. Nu am crezut că se poate ajunge până la așa jos profesional, iar omul ăsta, într-un final, exact cum a spus și domnul Laurențiu Botin, pune ștampila pe un destin al lui. Nu am crezut, vă spun sincer. Aveți și noastră dreptate, că până la urmă, bă, chiar dacă ăsta a luat o razna, dar acolo erau niște judecători care parafau lucrul ăsta. Deci e o nebunie. Deci, pe cuvântul meu, deci stai să te gândești și zici, Dumnezeule mare, România. Asta e România, eu nu cred chestia asta. În cadrul unui dosar de urmărire și penală, de Ploiești, dacă procurorul, mai fi, frate, procurorul trebuie să administreze probe în favoarea nemăvării inculpatului. Este 99 din procedura penală, iertați-mi fie. Mai mult decât atât, nu cred că un inculpat sau soția acestea poate să aibă numărul personal al unui procuror de la DNA. Eu, ca avocat, când aveam dosare la DNA, eram citat, mă rog, cu clienții mei de pe telefon, fix, nu mă sună nimeni de pe mobil. Lucrurile astea s-au exteriorizat atât de tare. Și vreau să spun că s-au amplificat atât de tare încât eu am mai spus, cred că acum vreo lună de zile și chiar la dumneavoastră aici în emisiune, domnul, este o problemă de CSAT. Domnul președinte Iohannis, cu tot respectul pentru dânsul, 2 ani de zile, și eu l-am votat. L-am votat în funcția de președinte al României. Domne, trebuie să întâlnească CSAT-ul, trebuie să întâlnească după acest CSAT cu liderii partidelor politice. Asta e bun, răi, mai achetat sau nu de Direcția Națională Anticorupție. Poate nu identifică. Domne, trebuie foarte găsită clar o soluție ca și proiect de țară, fiindcă altfel ne ducem și ne scufundăm. Iar o să vă spun un lucru, că nu întâmplător cineva a zis odată divide in imperam, dezbină și stăpânește. Domne, deci tot ce sunt, toate nisipurile astea mișcătoare din România, mai ales în povestea asta a justiției, care este foarte importantă, nu are de ce să aducă un avantaj României. Bun. În contra, va produce de servicii României. Dată, tocmai fiindcă... acest procuror cu șeful poliției locale din Ploiești. Nu ține deci, minte. Eu nu cred că sistemul judiciar există oameni deci gen Negulescu. Nu vă supărați pe mine. Unul ca Negulescu, eu nu mai cred în niciun fel de probitate profesională a acestui procuror. După profilul psihologic, eu am întrebat un psiholog ce e cu un om care vorbește așa. Și a spus că, mi-a spus în mare, după ce a văzut transcripturile astea, că omul ăsta e departe de realitatea de pe pământ. Și a spus-o și el astăzi, că este o mașină de ucis de sine. Domnul Botin, nici meseria pe care și-a ales-o nu este o meserie ușoară. Păi și ce l-am învins la bătut cineva, credeți că e ușor aici să suport, să pun întrebări și să-mi răspundeți pe lângă? Păi nu e ușor, asta e viața. De-aia din când în când, ca să vă mai cert, mai iau și publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, mai avem puțin, dar nu pot ocoli subiectul, căci este unul de extremă importanță pentru România. România trebuie salvată și evident că dacă e salvată, trebuie să fie salvată de personalități. Una dintre acestea, Nicușor Dan, se plânge că este linșat mediatic în scandalul finanțării USR. Deputatul pune acest lucru pe seama faptului că partidul pe care îl conduce s-a opus vehement ordonanței 13.
Am devenit eu și USR victimele unui linșaj mediatic care se permanentizează la posturile TV care au o practică îndelungată în denigrare. Observ că atacurile s-au intensificat după ce ne-am opus ordonanței 13 și legii grațierii și mă aștept ca ele să continue. USB, ulterior USR, a fost primul partid din România care și-a făcut publice sursele de finanțare. În numele transparenței sunt dator să lămuresc toate acuzațiile formulate în spațiul public și să zădărnicesc astfel încercarea de a semăna îndoială cu privire la buna noastră credință. Nicușor Dan a reacționat după ce parchetul general a început urmărirea penală in rem pentru spălare de bani și conflicte de interese în dosarul privind finanțarea USR. Vizate ar fi finanțările online pe care partidul condus de Nicușor Dan le-a primit în timpul campaniei electorale și modul în care au fost folosite sumele primite. Liderul formațiunii susține că totul a fost legal. Nu cred că e întâmplător faptul că în condițiile în care autoritatea electorală permanentă a solicitat clarificări de la toate partidele politice, așa cum admite public, se vorbește doar despre noi. AEP a decis rambursarea către USR a 500.000 de lei din suma de aproximativ 650.000 de lei solicitată după campania electorală pentru alegerile locale din București, ceea ce înseamnă, pentru suma returnată, nu au existat niciun fel de neclarități. AEP nu ne-a rambursat aproximativ 150.000 de lei pentru 4 motive. Pentru fiecare din aceste motive am făcut contestație. Bun, hai să vorbim despre linșarea mediatică de care are parte șeful USR, Nicușor Dan, și USR-ul prin extrapolare. Da, acum, de ce nu ne spune domnul Nicușor Dan cum a reușit să-și achiziționeze terenul ăla, care 7.000 de metri pătrați, nu? Parcă așa am înțeles, da? 7.000 și puțin, spre 8.000. Spre 8.000 de metri pătrați la Predeal, în boom imobiliar, teren care, spun toți experții, costa multe milioane de euro, și domnul Nicușor Dan spune că a avut niște participații într-o firmă de computere de care n-a auzit nimeni și cu participațiile alea a cumpărat terenul ăla de multe milioane de dolari, care și acum costă milioane de dolari sau de euro, cum vreți dumneavoastră, și săracul stă într-o garsonieră pe undeva prin militari, cu soția și cu chirie, nu a lui. Și dincolo de asta, se pare că au mai ieșit povești la EP, conform cărora erau donații de la niște persoane fără domiciliu, oameni ai străzii, donau către USR, dar direct în contul lui Nicușor Dan, care mai apoi lua el banii și ducea la USR. Păi dacă făceam noi chestia asta, ne legau aia în secunda 1, nu? Sau în secunda 2, nu știu. Ei sunt victimele, acum domnul Nicușor a început să se victimizeze, ci că ar fi victimele sistemului politic, dar ei fac parte acum din politică în același timp. Dar noi ce să spunem de domnul Nicușor Dan, noi politicienii, decât că nu-l onorează să se victimeze, pentru că ei sunt în stradă, pentru că ei dorm în Parlament, pentru că ei sunt societatea civilă care au venit să strige în gura mare, noi salvăm România, noi salvăm Bucureștiul. Mi-amintesc și de domnul Cioloș, când a preluat guvernul, nu o să facem niciodată politică. Noi suntem tehnocrați un an de zile, cu acordul și cu sprijinul Parlamentului. Astăzi îl vedem pe domnul Ghinea și pe alți supuși ai domnului Cioloș, mari tehnocrați și societatea civilă de atunci, prieteni în tandem cu victima Nicușor Dan. Păi sunt în regimentat politic, salvează România. Salvează, da, uniți sabotăm România, ăștia sunt, din păcate. Vreau să vă spun că victimizarea lui nu duce decât, ce mă privește pe mine, să zâmbesc ironic, pentru că asta merită, cum e posibil un mare expert, un mare tehnocrat, un mare șef al societății civile din România să nu-și mai amintească ce a făcut cu banii. Să nu-și mai amintească cât a adunat și de unde a adunat, ce pentru că salariile erau prea mari. Bune, eu n-aș împroșca așa cu noroi. Haideți să vă spun un lucru. El stătea într-o garsonieră acum niște ani de zile, nu știu când și-a cumpărat acest teren, în Predeal, în 2007, nu? Da. Bun, imobiliar atunci era 1000 de euro metru pătrat. Nicușor Dan are un an de zile de când are un copil, necăsătorit fiind, cred că primul copil. Să-i trăiască. Ce pot eu să vă spun, că îi stătea mult mai bine când era mentorul societății civile, cel puțin în București, cu toate că a făcut foarte mult rău și în București și a blocat foarte multe proiecte de dezvoltare a municipiului București. Foarte multe contestări la unele hotărâri ale Consiliului General,
care subit, după o perioadă de timp, își retrăgea plângerile, vorbesc în contencios, ataca hotărâri. Oare de ce? Pentru suportul important pe care primea din partea PSD-ului. Știi este ce se întâmplă? La un moment dat, a avut chiar adeziune la PSD. Mie îmi pare rău de Nicușor Dan, că l-am cunoscut 6 luni de zile în Consiliul General. L-ați văzut în Consiliul General? Cred că din 11 ședințe a venit la 3, dacă nu mă știu. E bine, deci sub 5, deci nu e plagiat. Era cât poate să fie dat afară. Știți că legea spune că la 3 ședințe ordinare consecutive nu vii, îți pierzi calitatea de consilier. Venea la o ședință, nu venea la două, una da, una nu. Două ba și una da. Ideea este că a avut o posibilitate, fiindcă dânsul ca și entitate, vă spun, s-a bătut pentru București. E în regulă. A luat un scor foarte mare pe București, USB-ul, acum un an de zile, 30%, a avut șansa pe care să știți că nu ți-o dă cineva peste noapte și nu se întâmplă să o ai în fiecare zi. Să ajungă viceprimar general al Bucureștiului și el, ca pe persoană fizică la vremea respectivă, putea să ajungă viceprimarul capitalei și să vadă ce greu e să te lupți cu un sistem și să construiești ceva. Mie povești de astea cu oameni care vin și decât spun mă neglijează, cum am spus, mă persecută, da, sunt linșat. Eu povești de astea nu prea cred, fiindcă dacă acest partid mie îmi demonstrează că vin cu ceva cu plus valoare în București, unde au consilieri locali și consilieri generali, vin cu un plus valoare pentru societate, pentru comunitate, sau național, dacă în Parlament, valoare, jos pălăria. Dar poveștile astea cu în fața guvernului, am văzut 7-8 doamne de la dâns și unele deputate, senatoare, cu telefon în față, se poza, uitați, jandarmii sunt cu noi și nenea asta Goțiu, care în Parlament, adică l-a primit pe președintele Iohannis, în calitate de vicepreședinte al Senatului, cu acea banderolă cu steagul României, adică... Iau-te-l pe domnul Goțiu în splendoare! Da, și care doarme. Nu, da, poate aveți imaginea, adică, domne, ce să înțelegem, că toți oamenii ăștia care sunt în Parlament nu au jurat mâna pe Biblie, nu sunt patrioți, numai USR-ul sau cum se cheamă, numai dânsul trebuie să păi... Nici cu acest domn Goțiu, dar pe mine mă știți cum mă intrigă, este o întrebare. Vă aduceți aminte de scandalul acela, totul plătit de Armand, care a ieșit și a spus că s-au făcut, imediat după alegeri, s-au făcut mașinațiuni cu banii, cu fondurile primite de la USR, da? Și ăștia au venit și l-au înfierat comunist atunci și au zis, te dăm afară din partidul ei. L-au dat afară. Păi nu. După aceea l-au dat afară, s-a pus Batista pe țambal și hop, când s-au dus la Autoritatea Electorală Permanentă să-și ia banii înapoi băieții care așa, ăștia au zis, băi, dar stai că nu-i tocmai Cușor, ce ați făcut voi cu banii? Și în timp au mai părut niște elemente din declarațiile de avere ale domnului Nicușor Dan despre niște bani care sunt, dar nu se știe de unde, că nu-și mai aduce aminte el. Și cum să nu-ți aduce aminte cu ce ai făcut cu 100 și 80 de mii de euro? Vă mai spun o singură frază. Eu cred că atunci când ești tânăr, domnul Botin, atunci când ești tânăr, cum a fost domnul Nicușor acum 7 ani de zile sau cât au trecut, din 2007 și până astăzi, 10 ani de zile, 9 ani de zile, vreau să vă spun că primul imbold a unui tânăr este să-și cumpere o locuință a lui. Asta este așa, probabil și că nu sunt și eu la fel, cum sunt eu, sunt și alte persoane. Eu nu înțeleg pe domnul Nicușor Dan cum de neavând casă s-a apucat să-și ia un teren la o valoare foarte mare. Personale. Dar e opțiunea dânsului deci, personală, e treaba lui, așa este banii, foarte bă, bine. Să credeți asta? Dar băi, tu ai primit 100 și ceva de mii de euro pe o participație meu, la o firmă. Domne, eu n-am crezut pe Nicușor Dan așa bogat. Uite, dați-l mare, du-te poza aia, îmi place, dar nu mai pot. Dați-o mare pe care o aveți. A spus-o în video-ul. Dați-o mare să-l vedem pe domnul Goțiu. Este vicepreședintele Senatului României. Acum vă arăt. Nu asta. Aia din video-ul care ați pregătit-o. Vorbim foarte serios. Deci dați-l mare. În caz de președintele Iohannis, Doamne ferește, îi se întâmplă ceva, președintelui Senatului se întâmplă ceva, acest domn poate să fie președintele României. Uite, e președintele Camerei Deputaților. Președintele Camerei Deputaților și pormul dânsul. Ia uitați-l pe vicepreședintele Senatului.
Mă uit și pot să vă spun un singur lucru. E, dar nu știu. Mi se pare de două ori grav ce se întâmplă cu USR, o dată pentru comportamentul pe care l-au și pentru faptul că până acum în Parlament n-am văzut prea multe lucruri. Dar ce am văzut este trist, însă vedem la Primăria Capitalei că nu sunt capabili nici măcar să citească actele normative, să se pregătească, blochează... Doamne, vedeți că o plângere în instanță că îl linșați mediatic pe domnul Nicuș Ordan. Deci, îmi pare rău, dar cred asta, să... dar deci observați că PNL plus USR nu mai e egal cu Lovre. USR-ul, da, ce înseamnă să fii partid politic, înseamnă să fii tot timpul în vizorul cetățeanului. A doua problemă și de aceea mi se pare cel mai trist la imagine, USR-ul este cel care se comportă în felul acesta, este faptul că ei au venit pe un val de nemulțumire al străzii. Ei, într-un fel, sunt rezultatul protestelor care au avut loc după colectiv. Aceasta este cea mai mare tristețe a mea. Eu mi-aș fi dorit ca în Parlament să avem parteneri de discuție un partid care a reieșit după revolta străzii, când strada a vrut ca partidele să se curețe, să se înnoiască, dar mă scuzați, cu asemenea înnoiri, cred că mai bine USR-ul nu exista. Domnul Bolosin, în final vreau să vă întreb, când ați avut ultima dată în buzunar 100 și ceva de mii de euro? N-am avut în viața mea această sumă de bani. Și ce ați făcut cu banii? N-am avut în viața mea această sumă de bani, dar 100 de mii de euro pentru oricine, cred că și pentru milionar. Cam știi ce ai făcut cu banii, cred nu? Cred că și pentru milionar, mai ales că aceea se presupune că ar fi oameni zguciți și amintesc de aceste sume de bani. Aici este o chestiune esențială. Este, să spun așa, o sintagmă, somnul națiunii noastre monștri, din păcate. Din păcate, la legile din 2016, USR-ul a venit ca ceva ce dorea lumea, ceva nou, ceva ce mulți tineri aspirau. Deci este, din păcate... Deci mi-aduc aminte de un cântec făt frumos pe un cal răpciugos. Era un cântec, era o formație, Casa Locu. Nu știu, cântecul, dar asimilarea între PNL și președintele Iohani și creșterea USR-ului, eu cred că le sunt datorează și PNL-ului și domnul Iohani. Vă las cu scenarite, numai eu umblu în emisiunea asta. Eu vreau să fiu actor. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Știrile Băunul TV imediat cu Irina Petraru. Ne revedem la ora 21. Avem o ediție specială pentru dumneavoastră. Ce se întâmplă în România cu companiile, cu infringementul și cu mâncarea cea de toate zilele? Toate bune!